Salut, alături și bine am găsit băieții la un episod din seria asta de legă de Samp. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pentru că am văzut că am strâns la ultimul clip peste 200 de like-uri și vreau să vă mulțumesc extrem de mult. Și vreau să vă anunț că în clipul de ieri o să aveți și în descriere, aveți activ un giveaway pe canal în valoare de peste 15 miliarde, zic eu. Premiile sunt 2 miliarde, toate mașinile astea deci și toate skinurile 1, 2, 3, 4 epice și astea nu știu ce. Extragerea o să fie pe 7 decembrie, aveți timp 2 săptămâni să vă înscrieți. O să facem pe un live și cam asta despre giveaway și hai să dăm drumul la videoclip. În video asta vreau să fac povestea pe Bifo, adică cum m-am apucat, de ce m-am apucat și ce am realizat pe Bifood în tot acest timp de când m-am apucat aici. În primul rând vreau să zic cum m-am apucat, deci eu mă lăsasem de Samp înainte să joc pe Bifood, jucam pe Ruby. Dacă vreți puteți să-mi lăsați în comentarii, dacă vreți să mai facem povestea și pe alte servere gen Ruby și Bifood, pentru că doar că astea două am mai jucat și o să filmez. M-am apucat de Bifood după un an de inactivitate, după ce m-am lăsat de Samp. Pentru că am văzut la Era, doar la, bine, mă uitam și la Răduc când mai făcea câte un clip sau așa, dar am văzut la Era că erau o grămadă de persoane pe live la el și chiar, nu știu, erau mulți jucători pe server, nu numai persoane, și am zis, bă, dacă joacă Era, pe Era îl știam mai de mult, eu n-ar știu ce poate, zic, bă, hai să mă apuc și eu. Deci, pe server m-am apucat pentru că juca Era și am văzut că sunt jucători, cum se comportă playerii, am văzut asta la Răduc. Playerii se ajutau în 3 și am zis că să-i dau o șansă serverului. Hai să dau și de permis, că n-am permis-o, am dat să intru acum și am văzut că n-am licența. Dar și am intrat, aveam contul, abia creat, level 1, înainte să mă apuc după un an de server, că m-am apucat eu. Nu mai jucasem deloc, că am făcut un cont level 1, nimic special la el și m-am apucat să fac job. Am făcut job vreo 3-4 zile parcă și după au venit niște băieți și mi-au dat un RG vreo 80kk și un skin transcendent, nu, un skin legendar, skinul Balas, un skin grov, tot așa legendar și nu știu ce mi-a mai dat și după aia nu prea mai muncit, am zis că dacă tot am bani, intram pe server doar să fac ore și level ca să ajung să intru într-o facțiune. Și prima facțiune a fost cu un instructor. Nu mai știu cât am stat, 21 de zile parcă. Am șters pe H1, nu mai știu sigur, dar parcă 21 de zile. Și în timpul ăsta mă împrietenisem cu un băiat din FBI și mi-a zis dacă vreau să vin în FBI, nu vreau să vă mint. Deci am intrat cu pile, cum s-a zis, nu mai știu nici cine era lider. A zis că, bă, dacă vrei vin un FBI, aplică și rezolvi eu, gen, adică să fiu acceptat sau nu mai știu, ceva de gen, mi-a zis parcă. Și am zis, mă, ok, ies din school instructor și așa o facțiune plictisitoare pentru un YouTuber, adică nu prea ai ce să filmezi în school instructor și am intrat în FBI acolo, nu, FBI, am intrat doar mai, nu. Mă, Uber parcă am intrat, Uber, mă, nu FBI. Uber. Și am intrat în Uber acolo, tot la fel, parcă am stat vreo 21 de zile, dar mă distrag băieții de pe facțiune, nu trebuie să mai citesc chat-ul. Am stat vreo 21 sau parcă mai multe zile am stat, dar știu că renunțase liderul și am zis să ies și eu din facțiune, să încerc ceva nou și după, cred că am intrat în FBI prima dată. Că am intrat în FBI de două ori, dar după am intrat în FBI pentru prima dată. După ce am intrat în FBI, am stat și acolo vreo 14 zile, în timpul să mă împrietenesem cu Michael Ștefan. După ce ieșisem din Uber, eram civil, adică nu, n-am ieșit și am intrat imediat. Am ieșit din Uber, am stat civil vreo săptămână, parcă. În timpul să mă împrietenesem cu Michael Ștefan, m-am înnecat.
Așa. Și am intrat în FBI. Am stat și acolo vreo 14 zile. Nu mi-a plăcut pentru că era greu raportul de făcut, nu puteam să-l termin. Și mi-am băiat demisia la 14 zile să nu ies cu FP. După nu mai știu unde am intrat. Bă, nu știu dacă s-a întâmplat chiar așa cum am zis, eu nu mai știu. Sincer, dar cred că așa. Am stat civil iar, nu mai știu cât timp. Și parcă după aia am intrat înapoi în Uber. Nu. Am stat civil, doar am stat civil. Am stat civil mult timp după. Am stat civil mult timp și am zis, bă, îmi bag planele de facțiuni. Da, fix așa a fost. Am stat civil, am zis, îmi bag planele de facțiuni. Am văzut că era alergia helper pe aproape fiecare live și am zis, bă, trag tare să o funcția de helper. Aveam vreo 40 de ore, l-am găsit pe un băiat shaker care m-a ajutat pe server să fac ore la început și vreau să-i mulțumesc foarte mult, respect shaker, știu că te uiți la clip, nu știu dacă te uiți până aici, dar știu că te uiți la clip. Și m-a ajutat băiatul ăsta shaker să fac ore pentru funcția de helper. Am făcut orele, am făcut aplicație, prima zi nu m-a acceptat sau prima serie de helper, nu mai știu exact, nu că nu m-a acceptat, nu m-a tras. La teste am modificat aplicația și mi-a zis cineva, nu mai știu exact cine, să aplic de mai multe ori la helper când văd că era live, da, și am aplicat. Când am văzut că a dat era drumul la live și a zis că alege helper, am aplicat de vreo 4-5 ori. În timpul ăla când era legea helper, aplicația mea era în primele 20 sau câte arată pe forma acolo. Și un la 7 știu că aveam peste 50 de ore și jucasem într-o zi 24 din 24, că calculatorul meu a mers 24 din 24 și gen caracterul un mers. Și când a văzut ăsta era, mi-a zis, nu mi-a zis mie, era live, eram și eu live, a zis că mă aleg câțiva helper, s-a uitat la aplicație, zis ăla și Hunter. Și am zis că gata, acum trebuie să fiu pregătit pentru test. A tras pe ultimul m-a tras pe mine, a tras băieții care au fost în fața mea, nu mai știu câți dintre ei au luat helper. Eram pe Discord cu The Drebit, atunci eram și live, am zis, și când am văzut că m-a tras, am oprit live-ul pentru că nu vreau să zic că copiez, că mă ajută ăștia pe live. Am oprit live-ul și am dat drumul după, am luat helper. Am ajutat și The Drebit, deci să mint, pentru că, bine, nu că nu știam, dar atunci nu-mi panică, emoții, panică, pula mea. Nu puteam să formulez cum trebuie și m-a ajutat gen să formulez corect, să nu fie probleme. Bine, n-am pus eu puncte pe acolo, că mi-a zis, nu mai știu cine mi-a zis, Babylon sau nu mai știu cine, dracu, mi-a zis la urmă, mi-a pus punct, multe puncte de alea și că vezi unde le pui sau era, pula mea, nu mai știu. Dar mai și cu Babylon m-am prevenisem și cu el stăteam foarte mult pe Discord. După ce am luat helper, am stat vreo 2 sau 3 săptămâni helper 1. Tot așa stăteam pe Discord cu Michael, cu Dream, mă mai împrietenisem și nu mai știu cu cine dracu mai stăteam cu. Oricum cu mulți helper stăteam pe Discord, dar nu mai știu acum numele la toți. Și la un moment dat, co-liderul lui Michael, Nitrean, avea vreo 200 și ceva de zile și a zis că renunță. Și Michael a văzut, aveam 14 zile în FBI, eu tot stăteam cu el pe Discord, mă mai uitam pe la reclamații, chiar dacă nu eram în facțiune în PD, eu tot mă uitam la reclamații și gen răspundeam eu la ele, dar gen fără să îmi răspundeam eu, adică ce aș fi dat eu dacă nu, dacă eram co-lider eu sau lider, eu fac așa și la reclamații, gen împotriva la alți jucători, mă uit și răspund și eu cu mine, gen. Și Nitrean știu că vrea să renunțe. Michael a zis că își caută co-lider și a zis, mă,
eu aplic. Bine, lui Michael nu i-am zis că aplic. Cu Intrean n-aveam nicio problemă, adică ne înțelegeam cât de cât, adică așa, ca amici. Și am aplicat, lui Michael nu i-am zis, el era la muncă. Când am uitat acasă, până a venit la casă seara, eu eram acceptat, m-a acceptat Nitrean, dădusem și testele cu ele, am trecut cu... Nu, cu Nitrean, dar cu o fată, cum o cheamă cu aia? Nu mai știu, cu o fată am dat testele și știu că m-am enervat rău la testele alea, că gen... Îmi dăduse greșele eu, așa am zis că îl pic, dar nu mai contează. Și... Am intrat în facțiune, a venit și Michael. I-am zis... Nu mai știu cum i-am zis și îmi zice el mie, ci că... Bine, bă, civile, și zic eu, da, dă-mă ID Hunor. Și a văzut că sunt la SPD și am vrăsat atunci cu el. După ăla, o săptămână sau două, parcă... A renunțat liderul la ING, Nitrean având peste 200 și ceva de zile, peste 250, cred că avea. A aplicat și la lider și Michael a rămas fără co-lider. Și a doua zi după ce a rămas fără co-lider, parcă... Nu, bă, stai mă, că am luat așa, am luat-o pe aia. După ce am luat helper, am stat ca helper vreo 3 săptămâni, hai să revenim la helper. Că am luat-o aiurea. Deci am luat helper, am stat ca helper vreo 3 săptămâni, helper 1. După am luat helper 2, am luat tap. Și nu mai știu ce făcusem eu o prostie și s-a cam supărat atunci Răduc și a zis că mă iei ap. Nu știu, mi-a zis ceva că gen o să iei ap când, nu mai știu, pula mea, nu mai știu sigur. Și atunci m-am enervat, trecut o săptămână, n-am luat ap, a doua săptămână n-am luat ap, a treia săptămână n-am luat ap. Zic, bă, Michael, eu renunț, că nu mai are rost. Vreau să renunț, dar n-am renunțat. Și a patra săptămână am luat tap, am luat helper 3. La helper 3 tot așa nu mai știu ce făcusem, am zis iar că bă, pula, am făcut o greșeală, aia hai că mă iertat, dar la a doua nu știu dacă mă iertă, iar am vrut să mă las. Atunci aveam vreo 20 ceva de miliarde, i-am dat lui Michael pe toți, am zis că bă, dacă nu e banii, eu îi dau la un civil de pe stradă și aia e. Vrem să mă las și a zis, bă, dăm banii, dar mai joacă să vezi că o să fie bine și... Tot la fel, am jucat o săptămână, două și a treia săptămână am luat tap și am ajuns la funcția de admin. În timpul ăsta eram, intrasem în PD, după ce am luat helper 2 parcă am intrat în PD, nu, după ce am luat helper 3 am intrat în PD. Trecuse o săptămână, două parcă, v-am zis cât am fost în PD și Nitrean a luat lider NG sau NG mă? NG sau LVPD, nici nu mai știu cu aia. Îs prost. Dar nu contează. Și la o zi, după ce am luat și admin, deci duminică am luat admin, luni parcă am luat, nu știu oricum, eram admin când am luat co-lider. Mă trage Michael în A2, zice, fii atent. Ai beli pula dacă nu te descurci sau ceva de genul, mi-a zis. Și nu știam la ce se referă. Și după ce mi-a zis asta, mi-a dat co-lider. Nu i-am făcut probleme, el a fost plecat vreo două săptămâni sau o săptămână la mare și mi-a zis ce am de făcut, m-am descurcat, haș. Bine, eu m-am descurcat, dar pe el a deranjat o chestie, o să ajungem și acolo. Am stat ca și colider vreo trei săptămâni, două cu Michael și una singur, că mi-a zis că a fost plecat la mare. Asta a fost în vară, da, a fost plecat el la mare, să nu credeți că acum recent ziceți cu aia ce culea zice acolo că iarna unde a plecat el la mare. Nu, asta a fost în vară. Și când a venit de la mare, un jucător cu peste, tot așa, peste 200 și ceva de zile a fost scos din facțiune de către managerul SPD pe motiv în activitate mai mare de 72 de ore. Michael îmi zisese, chiar dacă sunt activi, să nu le dau un invite, să vorbesc eu cu managerul să-i dau un invite. Dar managerul s-a băgat peste, bine, nu s-a băgat peste, adică el și-a făcut treaba și l-a scos pe playerul ăla. Michael s-a enervat, nu știu de ce, sau a fost supărat atunci pe mine și mi-a scos co-liderul. După tot așa am stat civil mult timp, aveam funcția de admin, nu făceam reporturi
Și am intrat în Hitman. Am schimbat o grămadă de facțiuni pe serverul ăsta. Am intrat în Hitman. Hitman asta de cât o săptămână. Admin 1, cred că asta vreo 3 săptămâni. Și după am luat remove și de la admin și de la helper, pentru că am vrut să mă apuc de permis, să mă apuc de școală de șofer și nu aveam timp și de samp și de învățat, pentru că nu dădusem sala pentru sală și de învățat pentru sală și am luat remove de la admin. Bine, mi-am pus eu inactivitate prima dată. După 2 săptămâni mi-a zis lui Răduc că vreau să revin, a zis că nu e nicio problemă, mi-a dat adminul înapoi. Și tot așa, eu în timpul ăsta trebuia să învăț pentru sală. Și la o săptămână sau două am fost inactiv de tot, gen n-am intrat o săptămână, două la rând. Și mi-a dat remove pentru inactivitate de la admin. Am ieșit și din Hitman după o săptămână pentru raport incomplet, parcă la rank 1, și cam asta a fost cu Hitman-ul și cu admin-ul. După am fost inactiv vreo lună de zile, să zic așa, parcă, și am revenit din nou. Am intrat din nou în FBI. Da, am intrat din nou în FBI. De data asta am stat în FBI tot 14 zile, da, tot 14 zile am stat în FBI, pentru că nu-mi plăcea cu aia, dar nu știu de ce, de cu tot am intrat, că știam că de prima dată nu mi-a plăcut, dar eu tot am intrat în FBI. Și asta 14 zile, mi-am băgat demisia, am zis, pa, pula mea, facțiune. Și am aplicat în Hitman în acea zi pe live. Am fost acceptat și în momentul de față sunt în Hitman. Hai că mă sinucid. Și în momentul de față sunt în Hitman, am 7 zile, parcă, de un raport, 8 zile. Și urmează să fiu dat afară și de aici, pentru că nu o să-mi termin raportul. Săptămâna asta am inactivitate, dar următoarele săptămâni o să fiu dat afară. Bine, nu-mi pare rău, pentru că știți că o să mă apuc pe Crowland. Și cam asta e treaba cu Bihudu. Nu știu, am spus lucrurile nu pe grabă, dar gen am vrut să fac așa un rezumat mai pe scurt, cam cum a fost, care a fost treaba cu Bihud. A fost o grămadă de momente, adică în care chiar m-am simțit bine aici cu staff, intram cu așa o grămadă, eram pe Discord, făceam mișto. Dar asta dacă eu o să vorbim în alt clip. Cam asta a fost cu acest videoclip. Dacă vreți și povești de pe alte servere, cum ar fi Ruby sau Bayet, pentru că doar pe asta doar mai jucat, ziceți-mi în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă sunteți pe canal, să vă abonați, să apreniți clopoțele. Am fost Funer, ne vedem data viitoare.